Salut, prieteni! Bine ați venit la veiutorial.ro, eu sunt Cristi și în acest tutorial o să vă arăt cum puteți să eliminați cardul vostru de debit din contul, cardul bancar practic din contul Netflix. Mulți ar întreba, domnule, de ce să fac asta, Că oricum am oprit abonamentul, da, puteți să anulați abonamentul, dar cardul vostru bancar rămâne acolo salvat în cont. Și după cum se știe foarte bine, cum s-a întâmplat și în cazul multor altor mari companii de genul acesta sau asemănătoare, care dețin și uh, salvează datele clienților online pe serverele lor, uh, în timp s-au ivit uh, tot felul de probleme, hackerii au spart serverele, au furat toate datele împreună cu datele personale, au furat și datele bancare. Tocmai de asta nu e prea bine, nu e o idee bună să vă lăsați sau să vă salvați practic cardurile bancare în toate conturile, peste tot. Astea fiind spuse, apare o problemă în momentul în care intri în contul Netflix, aici zicem că ai anulat abonamentul, dar când vrei să elimini cardul bancar nu se poate. De ce? Pentru că este doar un card. Opțiunea de eliminare, opțiunea remove, haideți să vă arăt, apare, uite aici la Manage payment info în contul Netflix, apare abia când uh, bagi al doilea card. Uh, eu am introdus un al doilea card, este un card uh, pe care l-am generat, un card virtual pe care l-am generat în Revolut. O să vă arăt și vouă cum se face imediat. Uh, dar înainte de asta nu aveam opțiunea remove. Da? Deci opțiunea asta apare doar când introduci un al doilea card, o, o metodă de plată alternativă. Acum, cum facem asta? Poate aveți prin casă, avem mai multe metode să băgăm un card, da? o datele unui card. Poate aveți prin casă un card de care nu mai aveți nevoie, nu aveți bani pe el și știți că nu o să-l mai folosiți niciodată, nu e legat în niciun fel de un cont al vostru principal. La fel puteți să generați în aplicația voastră de banking, cum sunt multe aplicații acum, cum e la NeoBT la Transilvania sau... George la BCR sau alte aplicații de genul ăsta, generați acolo în aplicație un card pe care după aia puteți să-l distrugeți. De asemenea, puteți folosi aplicația Revolut, exact cum am făcut eu, ca să generați un card virtual pe care ulterior puteți să-l ștergeți. Este foarte simplu, este cea mai simplă metodă și este la îndemâna oricui, pentru că oricine poate să-și facă un card Revolut, oricine are un act de identitate. Haideți să vă arăt cum se face în contul Revolut. După aceea e foarte simplu să introduci datele Netflix. Îți apare un al doilea card și poți să ștergi pe oricare din ele. <coughs> Haideți să mergem pe Revolut. Aici suntem pe pagina de bază Revolut. Am ales să nu fac captură pentru că nu merge captura. Când vrei să capturezi în Revolut anumite chestii nu se capturează. Așa că am început să filmez. Mergem la carduri. Și aici puteți să generați un card nou. Da? Iați un card și aici card de debit virtual. Obține virtual pentru, obține virtual pentru gratuit, mă rog. Și aici, să zicem, Kiki sau Lily, Miki, da? Nu contează ce nume pui acolo. Asta o să fie numele și prenumele, datele de card, da? În momentul în care generați un card nou. Bineînțeles, cardurile astea puteți să le distrugeți imediat după aceea. Uite, eu am creat un card. Lili Mâcâi. Da? Uh, și puteți să îl distrugeți după aceea. Datele de pe cardul ăsta le obțineți apăsând pe ochișorul ăsta de aici apăsați și o să fie vizibile. Confirmați cu parolă sau amprentă ce aveți. O să fie vizibile și le copiați uh, acolo în contul de Netflix. Unde anume? Haideți să vă arăt. Aici la Add Payment Method da? și introduceți datele cardului nou, după aceea salvați, în momentul în care o să salvați o să vă trimită o confirmare. Confirmați în contul Revolut sau confirmați la bancă cu sistemul acela 3D Secure, dacă, aveți, dacă folosiți un card fizic sau un card generat într-o aplicație de banking și după aceea o să fie totul în regulă. Acum, când uh, intrați în cont, da să vă arăt, așa, ne-am întors la carduri, după ce ați terminat, uh, cardul preferat este cardul vostru de bază. Îl ștergeți, da? Ștergeți cardul de bază, apăsați aici Remove, eu nu o să-l șterg pe ăsta că am contul de Netflix activ, da? Uh, îl șterg pe acesta în loc, și o să dispară. Și odată ce a dispărut, vedeți că așa o să aveți voi înainte, da? Deci nu o să mai aveți butonul Remove. Trebuie să bagi un al doilea card să ai Remove. Și după aceea mergem în contul Revolut. Așa. Și putem, bineînțeles, să ștergem și cardul ăsta. Închide cardul și l-am închis. Și în felul acesta am scăpat de orice fel de problemă legată de eventualele noastre date care pot fi salvate în contul Enerfic și care pot fi în pericol, că dacă ajung datele astea pe mâinile nu știu cui poate să ne folosească datele ca să facă plăți online, să ne ia banii din cont. Da? Deci cam asta este. Alte sfaturi nu e recomandat să folosiți carduri pe care, legate de conturi în care aveți sume mari de bani. Nu e recomandat să folosiți carduri de la firmă, nu e recomandat să folosiți carduri de la muncă, nu e recomandat să folosiți carduri de genul ăsta. Încercați să folosiți carduri de astea simple, carduri normale private și ca să le scoateți din contul Netflix sau din alte conturi, folosiți metoda cu Revolut pentru că e gratuit să-ți faci un cont Revolut și să generezi carduri câte vrei, după aia le distruși cu asta basta. Mare atenție pe cardurile Revolut, nu băgați nicio limită de plată pentru că dacă băgați limită Netflix o să refuze plata, da? Cam asta a fost pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro, încă o dată vă mulțumesc, la revedere!